voto și discutați la Parlamentul European sau la nivelul Comisiei Europene, se discută și despre Palestina și ajutorul financiar pe care Uniunea îl dă. Va mai fi el acordat în continuare? Da, este o discuție foarte intensă, am început o săptămâna trecută, pentru că Uniunea Europeană asigură un sprijin de 600 de milioane de euro anual pentru zona palestiniană și sigur va trebui să avem această discuție pentru că nu ne dorim ca banii contribuabililor europeni să ajungă la teroriști. Trebuie să spunem foarte clar. Sigur că vorbim și despre drepturile omului, pentru că acea zonă, mai ales fâșia Gaza, este complet susținută din afară. Știm că Israelul asigura rețele de curent, de apă, da. Uniunea Europeană a ajutat cu bani, cu alimente. Tocmai de aceea, vă spun sincer, nu am înțeles logica acestui atac, dar mă rog, acești teroriști nu acționează niciodată după nicio logică. Iranul, Rusia au cu totul alte interese. Mulțumesc foarte mult, Vlad Botoș.